Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre perioada de împerechiere la câini și perioada de gestație la femele. Haideți să vorbim un pic despre căldura la câini și ce înseamnă acest lucru pentru câinii noștri. O să vă zic de la început că mi-am făcut câteva notițe aici să nu trec peste ceva ca să nu vă spun. Trebuie să vorbim un pic despre căldurile la cățele. Perioada de căldură la cățele este de două ori pe an, deci nu este lunar sau nu este atât de periodic ca la pisici, de exemplu. La câini este de două ori pe an. Poate să fie o dată la 6 luni, la 7 luni, la 8 luni. Nu există o dată fixă sau o perioadă fixă. Depinde de la fiecare câine la câine sau de la data asta a avut acum și poate să mai aibă peste 7 luni sau peste 6 luni. Deci nu este o dată fixă când poate să ne intre cățeaua noastră în călduri. Trebuie să ne purtăm un pic altfel cu ea când cățeaua noastră este în călduri, pentru că și câinii au dureri, sunt agitați, stresați, mai ales dacă este pentru prima oară, pentru că ei nu știu ce se întâmplă cu ei și atunci noi trebuie să fim mult mai atenți cu ei, mult mai apropiat cu ei, să avem mult mai multă grijă de ei față de cum am avut înainte și să petrecem mult mai mult timp împreună cu ei, ca să se simtă bine câinele și să se simtă protejat în această perioadă, pentru că cățelușele noastre sunt derutate și nu știu ce se întâmplă, cum am mai spus, mai ales dacă este prima oară. Deci trebuie să avem un pic de grijă la acest aspect. Dacă noi ne-am hotărât ca să ne dăm cățelușa la împerecheat, trebuie să ne uităm un pic la vârsta ei, dacă este la prima oară când intră în călduri sau a doua oară, pentru că dacă este prea devreme, organele genitale nu sunt atât de bine dezvoltate și este o problemă că poate să nu ducă sarcina ei la bun sfârșit sau poate să aibă ea probleme de sănătate, așa că noi trebuie să fim atenți, foarte mare atenție la vârsta care o are cățelușa noastră când noi o hotărâm să o dăm la împerecheat. Cel mai bine este să o dăm după vârsta de una jumate, 2 ani, adică după a doua sau a treia oară când intră cățeaua noastră în călduri. Cel mai bine este a doua, a treia oară să nu o dăm din prima, pentru că atunci, dacă a intrat prima oară în călduri, este prea micuță și atunci există alte riscuri și noi nu vrem să ne asumăm aceste riscuri, pentru că noi vrem să ne fie cățelul nostru bine și sănătos. Și asta înseamnă diferă în funcție de ce rasă are câinele și de mai multe lucruri. Trebuie să ne uităm când o dăm noi la împerecheat să fie cățelușa sănătoasă, să nu fie nici grasă, nici slabă, să fie potrivită pentru rasa ei, pentru vârsta ei, și trebuie să ne uităm la ce mascul o dăm noi la împerecheat. Perioada de călduri la cățele este în principiu de 3 săptămâni. Noi când vedem că cățelușa noastră nu mai sângerează, atunci este momentul ca ea să accepte un câine ca să poată împerechea. Noi ce trebuie să avem mare grijă dacă stăm la casă sau stăm undeva, pentru că în toată perioada asta de 3 săptămâni, când câinii simt că este cățeaua noastră în călduri, vin mulți câini la noi ca să dea târcoale la cățelușă sau cățelușa noastră poate să fugă de acasă în căutare de câine, nu neapărat ca să se împerecheze, și trebuie să avem grijă că atunci ea, în urina ei, lasă niște hormoni care câinii simt și putem să avem o neplăcere ca să nu mai apucăm noi să dăm la ce câine vrem noi să împerecheze și să împerecheze cu câinele vecinului sau al câine, și atunci noi trebuie să avem un pic de mare grijă ca să nu pățim acest lucru, sau dacă nu vrem noi ca să o dăm la împerecheat, atunci trebuie să o ținem un pic izolată de restul câinilor, să nu aibă acces să fugă, să iese afară, pentru că ele în perioada aia de cât sunt ele în perioada de călduri, ele sunt disperate să iese, să fugă, să-și caute câine. Și mai putem să vedem acest lucru că ea se lasă împerecheată când mergem, de exemplu, cu ea la plimbare sau când trece un câine la poartă, pentru că au amândoi interes unul față de altul. Deci dacă ei n-au interes unul față de altul, atunci nu este perioada când ea se lasă la împerecheat. Cum am zis, trebuie să avem un pic de mare grijă ca să nu scape să împerecheze cu câinele vecinului sau cu alt cățel. Eu, în principiu, la cățelușe mele am văzut când ele era perioada ca să se lase la împerecheat. Atunci când le făceam așa pe spate la coadă, le făceam cu
cu mâna așa, le scărpinam, ele își dădeau coada la o parte și atunci era sigur că atunci ele se lasă la împerecheat. Deci ăla e un semn care eu l-am descoperit la ele și pe mine m-a ajutat acest lucru, acest semn care l-am găsit la ele, pentru că e cam greu. Trebuie tot timpul să vă notați data când intră în călduri și dacă nu vreți să o dați la împerecheat, dar ca să faceți un pic cât de cât un calcul ca să vedeți când o să intre data viitoare în călduri. V-am spus că eu mi-am făcut o listă. Perioada de gestație la cățele durează între 61 și 65 de zile, depinde de rasa câinelui, depinde de cum se dezvoltă câinii în ea, depinde de mai mulți factori, deci perioada este între 61 și 65 de zile. Dacă depășește cu câteva zile această perioadă, atunci poate să fie o problemă și atunci trebuie să anunțați medicul veterinar. După 40 de zile de la împerechiere, trebuie neapărat să vă notați acest lucru, după 40 de zile de la împerechiere putem să observăm primele semne că cățelușa noastră a rămas gestantă, pentru că ea atunci, în perioada aia de 40 de zile de la împerechiere, lasă o mucoasă și atunci noi ne dăm seama că ea a luat câine. Poate să fie și împerechiere unde nu se împerechează și nu ia câine. Noi am pățit acest lucru cu cățelușa noastră Pepsi, unde a dus-o la împerecheat, am acceptat, i-a crescut burțica și noi am umblat după ea și i-am dat numai mâncare bună și am avut grijă de ea și ea i-a crescut burtica, dar de fapt era gravidă și era grăsuță, s-a îngrășat în perioada aia și nu era gravidă, deci se mai întâmplă să mai fie alarmă falsă. Numai am avut norocul că n-a dus în excesul ăla de alarmă falsă, încât poate să iese, aibă și lapte, să aibă toate simptomele ca și când ar fi gravidă de a făta, doar că nu are pui. Deci poate să fie și atunci ai altă problemă. Noi am avut norocul ăla. Nu a fost așa, doar nu s-a împerecheat, s-a îngrășat și noi tot așteptam comportamentul la via. În perioada când puteți să mai vedeți după comportament, pentru că câinele schimbă comportamentul, vrea să fie singur, vrea să fie lăsat în pace, este pe os omorât, este trist, îi scade apetitul de mâncare, poate să și vomite, deci semne sunt, dar cum v-am spus, poate să fie și alarmă falsă, dar sper să nu fie în toate cazurile, se mai întâmplă să fie și alarmă falsă, dar nu este musai ca să se întâmple acest lucru. În acea perioadă, deci după 40 de zile, putem să începem să hrănim altfel câinele, cățelușa noastră de fapt. Trebuie să o hrănim altfel și să o pregătim pentru perioada când puișorii o să vină. Noi trebuie să-i dăm altfel de mâncare, încât aici s-o trezi cățelele mele să roadă. Trebuie să-i dăm altfel de mâncare în perioada când ea e de a făta și în perioada când ea alăptează, față de înainte când ea nu a fost gestantă și nu a avut călduri și în perioada aia dinainte. Acum trebuie să avem altfel grijă de ea. Trebuie să venim cu mâncare specială, care are proteine, vitamine și tot ce are ea nevoie ca să o ajute să-și formeze laptele, ca să o ajute să fie puternică, să o ajute să se îngrașe și să se dezvolte bine puișorii, pentru că puișorii iau tot ce e mai bun de la ea și atunci ei trebuie să se dezvolte și ea trebuie să aibă putere, să poată să-i fete sănătoși, să fie sănătoși și să aibă lapte ca să-i hrănească, că dacă nu, atunci o să fie o problemă și o să trebuiască noi să-i hrănim. O să fie și un video special pentru acest lucru făcut. Mâncarea specială, în ce costă mâncarea specială? Trebuie să-i dăm, sau cel puțin noi am dat altfel de mâncare de bobițe pentru căței. Altfel de bobițe. Noi am dat în perioada aia că după 40 de zile, când a venit aproape perioada de a făta, în toată perioada aia de după 40 de zile până în perioada de a făta, i-am dat multe ciorbe, supe, multe supe, extrem de multe supe, dar cu carne de pui făcute, fără oase, fără nimic, pentru că oasele, scoateți-le de la câini, că nu sunt bune oasele. Trebuie făcute multe supe, le faceți cu tăiței sau cu ce aveți voi, macaroane, orez, în special supe, ciorbe să fie, pentru că ea are nevoie de multe lichide și noi am dat bobițe speciale, bobițe pentru mamă și pui, care se dau și ca startă pentru pui de câine când încep să mănânce. Deci noi asta i-am dat ca să o provoace, să o provoace ca să-i facă să pornească laptele, să aibă lapte pentru pui, să fie destul de puternică și să aibă o sarcină și o naștere ușoară și lapte după aia. Deci trebuie să avem mare grijă ce îi dăm de mâncare, cum hrănim cățeaua și ce grijă avem de cățea. Trebuie să avem mare grijă în perioada când ea este de a făta.
mai ales când crește purtica mare, trebuie să avem grijă să nu se bată cu alți căței care noi avem în curte, cu alți câini, pentru că ele încep să fie mult mai agresive, să nu le mai convină nimic, atunci sar la harță, sau dacă mai avem cățele în curte sau în casă, mai avem alte cățele, atunci celălalt de cățele o simt pe ea că e de afătat și atunci sunt un pic geloase dacă ele au mai avut pui cândva sau nu, ele sunt geloase și atunci ele simt și atunci încep să fie agresive una cu alta, deci încep să nu se mai suporte. Din ultimul trimestru de gestație, atunci încep să fie agresive între ele și atunci neapărat trebuie să le ținem separat, trebuie să avem grijă ca să nu se lovească, să avem grijă să nu sară, să avem grijă să nu mai fugă așa cum au fugit înainte, dar în același timp să avem grijă că ea își face mișcarea care are de făcut și că ea mănâncă și, cum să zic, ca să se poată dezvolta puii normal, putem să apelăm și la medicul veterinar și este bine în această perioadă să mergem și la medicul veterinar. Calciu, ne-am dat la cățele, de exemplu, calciu, dar nu înainte de a făta. Deci după ce a fătat, după 2-3 zile când am văzut noi că ea a fătat și că e bine și ok, am început să-i dăm calciu. Calciu nu avem voie, sau unele vitamine nu avem voie să-i dăm înainte, cum ar fi, de exemplu, calciu, ne-am dat ca nouă calciu. Nu-i bine să-i dăm pentru că atunci se afectează puișorii și nu este bine, pentru că tot calciu se duce la pui și nu se duce la ea. Ea trebuie să-i rămână ei ca să poată să dea la pui prin lapte. Tot ce mănâncă ea sau tot ce consumă ea, alimente sau indiferent ce, se transmite la căței. O să fac un videoclip special cum amenajăm locul și cum ar trebui să procedăm noi în perioada când cățeaua noastră fată, unde trebuie să o ținem, când vine deja perioada de a făta. O să o vedem în ultima zi, de exemplu, o să vedem că are contracții, că nu mai mănâncă nimica. Cora a avut acum contracții de, cred că, între 12-24 de ore, cam așa au avut, și în 24 de ore o făta și pui. Deci cu tot, cu contracții, cu tot și fătare, au durat 24 de ore, dar 12 ore au avut contracții. Atunci trebuie să ne pregătim pentru fătarea și venirea cățeilor pe lume, unde trebuie să le amenajăm un spațiu special, unde să fie un spațiu separat pentru mămică și puișori, unde nu are acces alt animal la ele, unde este un mediu izolat, un mediu ferit de restul lumii, de restul familiei. Cel mai bine să o ținem sub supraveghere ca să vedem ce se întâmplă și să-i pregătim culcușul ei de a făta. Cum v-am spus, în ultima perioadă este cel mai bine să o ținem în casă cu noi, pentru că este sub supravegherea noastră. Sub supravegherea noastră este cel mai bine. Când ea începe să aibă contracții și ea începe să vede că deja nu mai poate, pui de ea când fată durează, poate să dureze o oră, două, trei și mai multe ore până ea de la un pui la altul și contracțiile și toate, deci este o perioadă așa destul de lungă în care ea fată. Trebuie să-i pregătim culcușul, cum v-am mai spus, un videoclip special pentru acest lucru. Acum vorbim despre gestație și o să urmeze, prieteni, un videoclip special, cum v-am zis, pe etapele care noi le-am petrecut cu câinii și să încerc să vă ajut dacă pot, cu ce pot și eu. Când vine perioada de fătare, atunci trebuie să avem grijă să o ținem cu câteva înainte, să-i facem un loc ușor ei, unde să stea ea cu puiuții ei când o să vină pe lume și cu tine lângă ea, pentru că trebuie să stea cineva cu ea, să o supravegheze, pentru că câinii se panichează, se sperie, nu știu ce se întâmplă cu ei, sunt derutați, sunt zăpăciți și atunci noi trebuie să îi ajutăm și trebuie să facem așa, să-i ghidăm la ce au ei de făcut. În principiu, ca orice animal de pe fața pământului, câinii au instinctul ăla deja în ei, cum să facă și cum să procedeze când ele e fată, deci ele deja știu. Trebuie să avem mare grijă ca să stăm cu ea când încep contracțiile, travaliu și când începe ea să fată. Trebuie să avem grijă să o supraveghem ca să nu se panicheze, să nu se sperie, să nu plece de la locul ei unde i-am făcut noi culcușul să fete. Trebuie să avem aștenuturi ca tot timpul să-i schimbăm să fie curat. Trebuie să avem grijă ca ea când fată puiul să desfacă repede placenta cu dinții la puișor, că dacă nu-i desface placenta cu dincișorii la puișori, puiul de câine se poate îneca.
dar ele de obicei au instinctul. În principiu, prima oară cora că are deja a doua oară când a fătat. Vă mai dau și exemple de ce am mai pățit și noi. Prima oară nu a știut cum să facă. Eu am ajutat-o cu să-și rupă placenta de la căței. Nu a știut cum, s-a panicat și pur și simplu fugea așa în cer cu primul pui și nu știa ce să facă. De la al doilea, treilea deja au venit, i-a fost și frică să se ducă lângă pui. Dar deja când au venit al doilea, al treilea puișor, deja a fost ca și cum ar făta ea de nu știu cât timp, pentru că instinctul ele au, dar nu știu ce să facă, pentru că se sperie, se pierde, este ceva nou, este ceva strâns, ele nu știu. Trebuie să ajutăm cu placenta, dacă nu rupe ea placenta cu dinții, trebuie să o rupem noi. Tot timpul nu umblați cu foarfecă, nu umblați cu nimic, la ea doar cu degetele și să fiți tot timpul spălați, curați pe mâini, să nu fiți murdari și un pic de unghii ar ajuta în perioada aceea. Și trebuie să mai avem grijă la cordonul umbilical, dacă ea nu rupe, atunci trebuie noi să rupem. Cam la 2-3 cm, eu vă zic în caz de ea nu face, dar în principiu câinii fac, 2-3 cm, ca să lăsăm acolo să nu pe prea adânc, pentru că atunci poate să prea aproape de burtica cățelușului, pentru că atunci o să aibă probleme, ce se poate infecta și el trebuie să rămână 2-3 mm, chiar și un pic mai lung nu este nicio problemă, pentru că el se uscă, după câteva zile se uscă și pur și simplu pică și buricul rămâne frumos. Cam asta este, prieteni, despre perioada de împerechiere, gestație și fătare, o mică parte. Data viitoare, când o să ne vedem, o să revin cu pregătirea culcușului la câini, cum îi pregătim și la ce aspect trebuie să avem grijă și cum trebuie să avem grijă. Pe parcurs o să vedeți și cum i-am hrănit noi căței și ce locuitor de lapte de câine am găsit noi. Până atunci, prieteni, nu uitați să-mi dați un like și să lăsați un comentariu. Sper că v-a plăcut acest videoclip care l-ați făcut pentru voi și sper să vă ajute. Dacă te-a ajutat, lasă-mi acolo un comentariu și dă-mi un like. Dacă nu te-ai abonat, nu uita să o faci, pentru că o să urmeze multe clipuri frumoase și interesante și nu cred că vrei să le pierzi. Noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci vă urez mult succes, aveți grijă de voi și numai bine. Vă salut cu respect. Ciao, ciao!